Bună ziua, dragi copii! Numele meu este Laurențiu Palade, sunt profesor de muzică la Liceul Pedagogic Nicolae Iorga din Botoșani. Astăzi voi fi profesorul vostru la unul dintre obiectele voastre preferate, muzică și mișcare. În lecția pe care vă propun, doresc să vă învăț sunetele sol, la și si din octava mică. Să începem, ca de obicei, cu exerciții de respirație. Vă invit în pădure pentru a admira culorile toamnei. Inspirăm, reținând aerul puțin câte puțin. Apoi expirăm exclamând: ce frumoasă este toamna! Să repetăm acest exercițiu. Inspirăm, expirăm și exclamăm. În filmulețul nostru observăm un greieraș căruia copilașul îi propune următorul cântec de leagă. Urmărim cântecelul pe portativ. Îl ascultăm și îl repetăm cu gura închisă. 1, 2 și... Dăm pe cuvinte. În aceste imagini identificăm un copilaș căruia greierașul îi propune următorul cântec de leagă. Ascultăm primele patru măsuri, urmărim portativul, apoi cântăm cu gura închisă. Să identificăm sunetele muzicale ale solfegiului nostru. Pornim de la sunetul do și coborâm câte o notă, la sunetul si, la sunetul la, apoi la sunetul sol și revenim. Ascultăm. Doi, cântăm. Do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Sunetele si, la, sol sunt cele trei sunete din octava mică pe care le învățăm astăzi. Ascultăm și cântăm pe note. Doi și... Do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Ascultăm. Thank you.
să scriem sunetele si, la, sol din octava mică. Primul sunet, si, se scrie de desubtul portativului sub prima linie suplimentară. Această linie se notează la egală distanță cu celelalte linii ale portativului. Să continuați acest exercițiu. Sunetul la din octava mică se scrie de desubtul portativului la mijlocul celei de-a doua linii suplimentare. Vă rog să continuați acest exercițiu. Și cea de-a treia notă este sunetul sol din octava mică, care se scrie de desubtul portativului sub cea de-a doua linie suplimentară. Să urmărim acest filmuleț. Cântecul pe care îl învățăm astăzi se numește Să-mi spui tu mie copilaș. Să facem o citire a textului respectând duratele cântecului. 2, 3 și... Să-mi spui tu mie copilaș cum cântă micul greieraș. Cri, 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 cri. Cri, 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 așa cântă micul greieraș. Să-mi spui tu mie copilaș cum râde micul greieraș. Ha, 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 așa râde micul greieraș. Să-mi spui tu mie copilaș cum joacă micul greieraș. La 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 la, așa joacă micul greieraș. Să-mi spui tu mie copilaș cum doarme micul greieraș. Așa doarme micul greieraș. Să ascultăm cântarea model. Așa cântă micul greieraș. Să-mi spui tu mie copilaș cum râde micul greieraș. Ha, 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 așa râde micul greieraș. Să-mi spui tu mie copilaș cum joacă micul greieraș. Așa joacă micul greieraș. Mie copilaș doarme micul greieraș. Așa doarme micul greieraș. Așa doarme micul greieraș.
primul sunet al acestui cântec este sunetul La din octava mică. Să scriem acest sunet. Ascultăm la tonul și vi-l cânt pe note. La do, re, mi, mi, re, do, re, mi, do. La do, re, mi, mi, re, do, re, mi, do. Mi, 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 la, 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 re, 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 sol, 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 la, sol, fa, mi, mi, re, re, do. Cântăm împreună. Ascultăm tonul. La 1, 2 și La do re mi mi re do re mi do. La do re mi mi re do re mi do. Mi 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 la 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 re 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 sol 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 la sol fa mi mi re re do. Urmărim pianul, cântăm sunetul Do, Si și La. Am identificat primul sunet cu care începe cântecul. La. Vă propun jocul muzical Să-mi spui tu mie copilaș. Împărțim clasa în două grupe. Grupa întâi va cânta primul, al doilea și al patrulea vers. Grupa a doua se va ridica la marginea băncii și va imita greierașul conform conținutului de idei al textului din primele două versuri ale fiecărei strofe, executând și mișcări. Thank you.
Reluăm jocul muzical inversând grupele. Să facem un exercițiu de scriere a sunetului La din octava mică. Recunoașteți sunetele din octava mică din acest exercițiu muzical.